Hai, salut, eu sunt Racu și bine v-am regăsit la un nou episod din Less Day on Earth. Astăzi vom face ceva ce vă place vouă foarte mult să fac, mai exact vom da un raid, da? Pentru că nu am dat un raid de foarte mult timp și am terminat de ceva timp toate questurile de la Rider, doar că nu am dat complet aici, ok, ca să dau raid-ul, pentru că știți că nu prea, până nu termin baza complet din piatră și nu mai durează foarte mult. Bine, camera asta nici nu mă interesează în principal, acum că există garajul, nici camera asta nu... până mai trebuie să mă ocup de ea. Din camera asta cu ATV-ul nu se poate fura nimic pentru că nu am niciun chest. Din acid bed, din ce am înțeles de la voi, funcționează ca un fel de safe și nu se poate fura nici de aici. Și în rest nu prea mai am nimic de apărat așa important. Și camera asta are 4 chesturi înăuntru, dar majoritatea sunt goale și mi se pare că într-un chest se află numai signal amplifier sau ceva de genul ăsta. Mă rog, ideea e că e spre final, ok? Sunt foarte aproape să termin baza, complet level 3, după care o să dăm raid-uri ceva mai regulat, ok? Suntem foarte, foarte aproape de final. Nici nu știu ce vreau să facem înainte, să dăm raid-ul. Vreau să creștem câțiva cățeluși pentru că sunt vreo 4 care au crescut, dacă nu mă înșel, nu, mă rog, sunt 3. Hai să le dăm mai întâi de mâncare, doar așa de curiozitate, cam cât ar ține asta. Ar ține 48 de minute, ok, și după ce îi creștem pe ăștia și o să facem din nou crossbreeding, pentru că asta facem de ceva timp încoace. Ok, îl avem pe Charlie de level 2, nu prea mă interesează nimic din skill-urile lui și chestii. Avem încă un băiețel, tot de level 2, și avem o fetiță care sper să fie, nici nu știu ce level aș vrea să fie, aș vrea să fie level 2 sau 3, ok, și este level 2, am înțeles. Așa cum putem să facem și mai mult crossbreeding, ok? Și cam, de fapt nu, că acum nu s-a schimbat nimic. Mai întâi facem crossbreeding-ul și după aia, teoretic, mâncarea ar trebui să ne țină mai mult. Vreau să văd cam care ar fi diferența, așa. Ok, Abby și cu nu știu ce, Brown. Ok, mi-a ieșit o fetiță, nice. N-avem niciun câine de level 3, dar avem fetițe de level 2, o grămadă. Acum s-a schimbat, într-un final s-a schimbat. Înainte aveam o tonă de băieței, dar încă mai am o grămadă de băieței în cutii, deci asta nu o să fie o problemă. Ideea e că trebuie să mai scoatem din cutiile alea câțiva băieței. Ok, avem și pe Ruby și... cât ne ține mâncarea? 56 de minute, ok. Nu e o diferență foarte mare, dar e o diferență notabilă. Deci nu prea mai avem ce să facem. Trebuie să facem neapărat rost de căței de rank 3 ca să putem să-i combinăm, pentru că avem o grămadă de rank 3. Doar că nu avem cum să facem crossbreeding între ei. Și alte chestii pe care vreau să mai facem înainte să mergem la raid, vreau să verificăm bradul, ok? Am înțeles că sunt mai treșuri aici, nu l-am verificat pe ziua de astăzi, dar... What? Ce e asta? Ralph's Head, ok. 5 armură. Ok, asta e interesant. Mamă, vreau să pun pe cap, vreau să văd cum arăt cu chestia asta. Și asta ce e? Cupcake, a traditional Christmas dessert, restores health. Ok, deci e doar, gen, presupun că e doar ceva de mâncare. Ceva de event. Mamă cum arăt, holy shit. Holy shit cum arăt, dar mai am ceva. Nu mai știu pe unde l-am lăsat, parcă pe aici? Da, pe aici. Ok, o luăm pasta, pasta. Și n-avem și ceva. Mamă cum arăt, holy shit, come on. Dacă aveam și ceva de încălzat ar fi super tare. Și din ce am înțeles, bine, scrie și pe ele. Da, disappears when holiday is over. Chestia asta mă enervează maxim. Faptul că nu rămân, v-am mai zis chestia asta, dar aș fi vrut să rămână chestiile astea pur și simplu să rămână, cum să zic eu, unice, ok? Să nu mai poți să faci rost de ele după ce s-a terminat eventul. Și vreau să luăm și o armură pe noi. De fapt, înainte de orice, hai să activăm raid-ul, să dăm complet la raideri, ca să vedem ce bază avem, să putem să căutăm pe YouTube și vă recomand să faceți chestia asta, să căutați pe YouTube. Sunt mai multe locuri în care puteți să căutați, dar cred că cel mai ușor e pe YouTube. Dați doar numele bazei, raid sau las de honor după și e posibil să găsiți baza. Hai să vedem ce trebuie noi să raidăm, ok? Baza se numește player 8566. Asta nu e niciodată un semn bun. De obicei sunt playerii care doar ce s-au apucat și nici măcar nu și-au schimbat numele din joc, ok? Dar totuși, hai să dăm un search pe YouTube să vedem cam ce găsim. Am căutat și baza pe YouTube, nu a fost de foarte mare ajutor, pentru că am găsit mai multe videoclipuri, toate teoretic aveau aceeași bază, doar că baza era diferită în fiecare videoclip. Dar chestia interesantă e că toate videoclipurile în care tipii aia raidau aceeași bază, în toate bazele se afla loot foarte bun, ok? Deci avem șanse să... ne pice o bază destul de bunicică. Nu, aici urmează și un crate opening destul de curând. Mai trebuie încă 4 și o să vină și crate opening-ul cât de curând. Nu știu exact câte ce 4 să luăm. O să luăm și 5 topoare. Nu știu dacă ne trebuie chiar 5 topoare, dar mă rog. Hai să lăsăm chestiile din inventar și nu știu ce armură ar trebui să iau cu mine. Cred că o să iau iau una așa. Ok, iau una full SWAT. Ok, nu dăm raiduri mereu, așa că atunci când le dăm, măcar să fie cu stil, ok? Luăm pe ăsta că e destul de stricat și o să luăm și o macetă, pentru că nu vreau să folosesc arme de foc, nu prea are rost. Vreau să iau, cred că iau maceta asta și ar trebui să ne ajungă și eventual iau și cleaver-ul. Ok, cred că astea trei sunt super bune pentru raid. Și în caz că, na, nu știu, în caz că le las în urmă, nu o să-mi pară rău. Bine, după asta o să-mi pară rău pentru M16-ul ăsta, pentru că are silencer în principal, uite, și green laser, are atașamente destul de bune. Asta doar ce am făcut rost de ea, mi se pare că chiar astăzi am făcut rost de la un chopper event, dacă nu mă înșel.
Ok, și hai să facem și niște topoare de level 1 pentru pereții de level 1. Nu știu exact ce o să fie acolo. E posibil să avem nevoie de două C4, e posibil să nu avem nevoie de niciun C4, pentru că din nou au fost baze foarte diferite. Chiar v-aș ruga să faceți și voi asta, căutați exact baza asta pe YouTube, să vedeți câte videoclipuri și cât de diferite sunt bazele pe care le raidează acolo, dar toate sunt bune. Am văzut steamplate, am văzut o grămadă de pistoale, am văzut o grămadă de chestiuțe interesante. Să sperăm că e măcar, nu știu, cea mai slabă din bazele pe care le-am văzut, pentru că toți sunt mulțumit. Și dacă ar fi așa, s-ar putea să fie unul dintre cele mai bune raiduri de până acum, pentru că nu prea am avut raiduri bune. Așa, nu pot să zic că am avut un raid care m-a îmbogățit până acum, pentru că nu, pur și simplu n-am avut. Ok, și cam atâta ne trebuie până ăsta, și pe asta o să fac eu curățenie după ce termin de filmat. Ok, și cam astea sunt, e destul de bine. Nu, nu știu, parcă ne mai trebuie ce. Ah, ok, medikituri. Mai luăm niște medikituri și mâncare ar trebui să ne ajungă. Mâncare o să folosim doar când ni se face foame, pentru că HP-ul o să-l dăm cu medikiturile. Ok, și hai să luăm pe astea 19, n-are rost să luăm stack full. Și suntem cam gata. Eu zic că suntem cam gata de raid. C4 vreau să-l las în chopper și o să facem și asta. Pe astea trebuie să le puneți mereu primele. Asta e un tip destul de bun, un sfat destul de bun, să le țineți mereu pe astea primele, pentru că o să le folosească în ordinea în care le aveți în inventar, ok? Deci mai întâi o să-l folosească pe ăsta, după care pe ăsta, după care pe ăsta. Și o să folosească, chiar dacă e un perete de level 1, o să folosească tot topor de level 2, pentru că ăsta e primul inventar, dacă îl țineți așa, ok? Deci aveți grijă să-l aveți în ordinea asta, ok? Bun, cred că putem să mergem la raid, nu știu dacă mai avem ceva de făcut. Trebuie să pregătesc și chestul pentru rideri, da, pentru că vreau să pun niște chestii mai valoroase acolo pe care să le fure și să se mulțumească cu ele. Cred că o să las în principal aluminium wire, de obicei lăsam bauxită și chestii, dar am început să am foarte, foarte mult aluminium wire și cred că o să încep să las acolo, pentru că am un nu mai știu, parcă am scos din military box, dar cu siguranță am două trancuri full, deci minim două trancuri sunt full cu aluminium wire și sunt destul de teoretic valoroase pentru rider și cred că aș putea să le dau. Iar eventul ăsta am primit, dar mi se pare că puteai să primești unul singur pe zi și știu sigur că am mai primit unul astăzi. Am zis că las în chopper și n-am lăsat în chopper, o să le las când ajung acolo, ok? Bun, let's go. Să nu stați cu C4 în inventar dacă nu aveți de gând să-l folosiți. Ăsta e un alt sfat pe care pot să vi-l dau. O să încep și eu să dau sfaturi despre raiduri, da, pentru că încep și eu să învăț încet încet. Și cu ocazia asta, odată ce învăț eu, vă spun și vouă ce. Bine, astea sunt destul de logice, chestiile pe care vi le spun. Sunt destul de bun simț, ok? Doar că nu aveam bunul simț până acum, ok? Și încep și eu să mă prind cum funcționează. Mai ales că acum, ok, asta e una din baze. Asta e una din baze, ok. Fiți atenți, deci asta este una dintre cele mai ciudate baze și s-ar putea să fie printre cele mai bune raiduri de până acum, fraților. Nu o să folosim glitch-uri și chestii gen aia de spui chestiile în chopper, te omor și chestii, pentru că nu știu exact cum se face și e posibil să pierzi. E posibil să pierzi baza asta dacă faci, dacă te riști. Așa că nu, o să jucăm destul de safe. Nu mai știu exact pe unde, cum se intră. Ah, ok, încep să-mi amintesc, stai puțin că încep să-mi amintesc. Dar nu mai știu care e baza asta, că m-am uitat la o grămadă de baze. Dar am văzut-o și pe asta pe acolo, sunt 100% sigur. Ok, și avem o grămadă de țepi aici, ăștia o să ne ajute pentru hoarde, când o să vină, normal. Chiar nu știu pe unde să intrăm, pe la ușă? Hai totuși să intrăm pe la geam. Durează foarte mult până mă hotărăsc pe unde să sparg, pentru că e o decizie destul de importantă totuși, știi, pentru un raid, pentru că faci o grămadă de gălăgie. Hai totuși să spargem aici, hai mai întâi să spargem camera asta. Ok, și după aia vedem dacă ne trebuie și C4 și chestii. Nu vreau să sparg nici pe la ușă, nici pe la geam. Deși s-ar putea să fie chest pe partea cealaltă. Ok, nu e problemă. Da, deci inutil. Inutil am spart aici și am făcut destul de multă gălăgie. Dar, oare să pun aici un C4? Dar nu pot, nici nu pot. Ok, deci nici măcar nu se poate, că trebuie neapărat să distrug dușul mai întâi. Păi și atunci îl punem acolo ce e. Nici nu știu unde să pun C4. Nu dau seama ce e pe partea cealaltă, s-ar putea să fie, dacă nu pot să intru pe partea cealaltă. Pentru că e ceva, o piatră acolo sau nu știu, cred că și-a lăsat pietre prin bază. Sau o chestie de asta. Da, greu de zis. Hai să spargem, nici nu știu, aici pot să pun? Ok, pot să pun aici. Și cred că, hai mă să punem aici. Ok, am pus C4 acolo și s-ar putea să se blocheze zombii. Sunt șanse destul de mari să se blocheze zombi. Da, a distrus-o și pe aia, am înțeles. Hai să facem ultric cu aici și ok, are ceva, câte chesturi. Are ceva chesturi pe acolo. Mamă. Vreau să vină unul din ei mai aproape. Ok. Să mă bat cu ei pe rând. Asta e cel mai important, asta ar fi ideea. Ok. No, come on, ia-l pe ăsta. Bun. Nice, o să folosim cleaver-ul de început. Poc? Nu merge.
Ok. Bun, hai că pot să o fac. O să dureze puțin, dar mai bine decât să consum o armă de foc, zic eu. Corect? Așa că... Hai că, man. E puțin mai greu, sunt prea mulți zombi, ok? Trebuie să fac wall cu pe prea mulți zombi deodată, asta e problema. Ok, și acum au mai rămas doar ăștia doi. Nu știu cu ce să fac totuși cu maceta. Hai să încercăm cu maceta, cred că ar merge un pic mai repede. Și vreau să-i sincronizez pe ăștia. Tot e puțin mai bine, cred. Ok. Trebuie să învățați să faceți wall trick-ul și la raid. Eu zic că e o chestie destul de importantă. Și trebuie să învățați să vă creați, practic, un wall unde să puteți să faceți trick-ul. Ok, și ne păstrăm și armura cu ocazia asta, pentru că nu-mi dau damage nici pe armură. Ok, și pe farang, în caz că... nu pe farang, pe sabie, în caz că mă întrebați, pe macetă, am farang blade și bone blade, ok? Pentru că doar ce am deblocat bone blade-ul și e super tare, pentru că îți dă durabilitate și nu prea scade din chestii, din ce mi-am testat eu. Mi se pare că aici era ceva mișto, parcă... Bă, dar nu mai știu ce baze erau. Bun, hai să spargem pe ăsta, nu, hai să spargem pe cel alb, ok? În cel alb, sigur, trebuie să fie chestii interesante, pentru că e teoretic cel mai rar, pentru că vopsea albă e super rară. O să vină următoarea hoardă, cumva? Nu. La ce? Oh, bada. Oh, shit, ok. Hai că nu ne bate cu foarte mulți deodată, asta e important. Ești. Ok, o să dăm imediat un medikit. Holy shit. L-aș da acum, ok, hai că dăm acum medikitul. Și hai să încercăm să... Uși, nu asta vreau. Nu, în niciun caz nu asta vreau, holy shit. Bă, tot e bine, tot e foarte, foarte bine. Cred că e cea mai bună metodă să te bați cu hoarda, știi, fără să consumi arme de foc. Bine, ar fi mai ușor să scoatem 16 și să-i bat pe toți ăștia, să-i topesc efectiv cu gloanțe, dar eu zic că e mai bine așa, pentru că ne economisim resursele foarte mult. Ok, 41 pe critică, that's nice, that's really nice. Ok, și hai să mutăm înapoi pe cleaver ca să-i batem pe ăștia. Come on, vreau să văd ce e în chestul ăla, nici nu l-am verificat. Trebuia să mă uit rapid în el și după aia să mă chinui cu wall trick și chestii. Ok, nu știu dacă are rost să fac wall trick și pe ăsta, dar mă interesează mai mult să-mi păstrez armura decât HP-ul, ok? Pentru că nu mă deranjează de medikituri. Mă interesează mai mult de armura de SWAT, pentru că, na, am luat armura de SWAT. Trebuia să iau armura military, era o idee mult mai bună. Ok, avem medikituri, bandaje, alcool, mâncărică și apă, ok. Ăsta e chestul alb? Ăsta e chestul alb? Hai să și bem niște apă. N-ar strica. Da, super. Așa, pentru noroc. Chestia asta mereu aduce noroc. Și am rezolvat problema cu crash-urile. Știți că mereu când pișam, trebuia să dea emulatorul crash. Dacă vreți și voi să nu mai aveți crash-uri, luați-vă Nox 5. Cât era? 5.1? Da, Nox 5.1. Înainte eram pe versiunea 6. Ceva, deci am scăzut mult, știi? Ok. Stai puțin ce avem pe aici. Vine hoarda? Nu vine hoarda. Un tichet roșu nu mă interesează. Prea puține etichete portocalii. Medikituri, o grămadă de medikituri are tipul ăsta. Ceea ce nu-i rău deloc. Hai să mai spargem cu chest. Hai să spargem pe ăsta VRD. Chestul VRD trebuie să aibă cele mai bune chestii înăuntru. Cred că am zis chestia asta la fiecare chest. Mâncare. Aici e chestul cu mâncare, ok, am înțeles. Băi, oare are rost să spargem și camera asta de aici? Nu prea cred că are rost, pentru că nu prea văd nimic înăuntru. Da, nu prea cred că are rost să sparge. Și pe aia să sparge și pe ăsta galben. Și doar așa, for the science, s-ar putea, dacă o să avem destul spațiu aici. Ok, electronic circuit, let's go. Mă interesează și s-ar putea să vină... Nu vine. Sau? Nu vine nici oarta. Chopper, nici Chopper nu le-are terminat. Frate, are o grămadă de trancuri colorate, frumoase, tot ce vrei. Dar n-are Chopper-ul terminat. Ok, am înțeles. 20 de sticuri. Ok, în loc de... Hai să lăsăm mâncarea. De fapt, hai să mâncăm puțin. Luăm 20 de sticuri benzină în loc de toporul ăsta, să zicem. Încă mai am un C4. Și aici nu mai sunt chesturi? Nu mai sunt. Astea au fost toate chesturile și, practic, nu prea mai avem de unde să luăm nimic dacă nu spargem aici. Sau am putea să mai spargem și camera asta. Ok, stai, văd un trunk acolo. Acum am văzut un trunk, dar, mă aștept ca asta să fie camera cu... Mai mult ca sigur. Da, mai mult ca sigur, asta e camera cu prelucrat chestii, ok? Pentru că nu văd în altă parte unde ar putea să-și prelucreze lemnul și piatra și toate chestiile astea. Deci cel mai probabil acolo sunt resurse. Și acum întrebarea e, mă interesează resursele alea sau... nu știu, tipul trebuie să aibă pe undeva și arme și chestii. S-ar putea să fie în ultima cameră.
Ok, baza asta n-am văzut-o pe YouTube, așa că o să explorăm singuri. Nu știu exact unde... Nici nu știu cum să facem. Hai să spargem aici, nu știu, hai să spargem aici. 2C4, nu știu dacă merită, dar... I don't know. Mă, come on, niciun chest? Niciun chest, gol-goluț aici, holy... Da, asta nu-i bine deloc. Asta chiar nu-i bine deloc. Mamă, ce dau băieții. Ok. Bă, dar nu face target pe cine trebuie. Dă fix în aia pe care nu-i poate lovi. Ok. Bun. Stai, nu, ăsta dă în mine. Ok, dar ia doi nu dau. Măcar atât. Bun, și scăpăm și de cleaver. Mă interesează să scap și de arme, să mai golesc puțin din inventar ca să pot să mai iau chestii de la tipul ăsta. Ăsta putem să-i dăm delete, că nu mai avem ce să facem. De ce nu pot să-i... nu pot să-i dau... Fuck, nu pot să-i dau delete, am uitat. Am uitat că nu pot să-i dau delete, holy. Are cumva sens, știi, că altfel, gen... Cu siguranță i-aș da delete la toată baza la tipul ăsta. Dacă aș putea să dau delete la chestii, doar așa, ca să, nu știu, să mă simt eu bine. Că i-am dat delete la toată baza. Tot îmi iau ceva damage, pentru că dă unul singur în mine, dar măcar nu dau amândoi, știi, tot e... Și avem și un skill nou, o să-l verificăm imediat. Mâncare mai am? Nu, am lăsat-o pe undeva. Măcar mai am bandaje. Ok, hai să-l aducem pe ăsta un pic mai aproape și tot așa îl tricuim. Poc. Da. Chiar n-am poziție bună pentru el. Deloc. Ok, hai să-l batem clasic. Îl batem clasic că n-am chef. Câte lovituri mi-a? Una, două. Cred că trei lovituri și... Ok, that sucks. Big time. Am înțeles. Păi și atunci ce am mai rămas de făcut? Hai să ne umplem inventarul, hai să ne umplem și chopper-ul. Ok, să mai aducem câteva chestiuțe la chopper. Și da, cred că suntem cam gata de plecare. Băi, baza pare... Nu știu, am făcut rost de ceva chestiuțe. Nu e un raid tocmai bun, nu pot să-l numesc un raid genial, dar nu pot să-l numesc nici un raid slab, ok? Pentru că am făcut rost de ceva chestii și n-am mai găsit chestii atât de bune, știi? Gen, nu sunt chestii wow, dar fix chestii de-astea nu am mai găsit. Chiar și atât cât am găsit aici, nu am mai găsit de foarte mult timp, pentru că știți că am avut mare, mare ghinion la raiduri și nu înțeleg de ce. Ok, bun, hai să spargem și ultima cameră. Deși eu sunt, nu știu, 80% sigur că e doar camera cu resurse, unde își ține piatra prelucrată, piatra neprelucrată, lemnul prelucrat și neprelucrat. Oh, 20 de pui, nici nu i-am văzut pe ăștia, ok. Și cărniță mai trebuie pentru căței. Piele neprelucrată, ok. Ce altceva, alcoolul nu-mi trebuie. Aș putea să iau așa, pentru că se strâng destul de greu. Astea și eu folosesc destul de mult pipe-urile. Vreau să mă concentrez destul de mult pe pipe-uri, așa că o să le luăm și pe alea. Ce altceva, bandaje, vopsea albă, unul singur. O singură vopsea albă, ok. Ce altceva, tichet roșu, bandaje. Asta putem să lăsăm, putem să luăm astea, putem să luăm așa. Putem să echipăm, cred că putem să echipăm, nu știu, ăsta, să zicem. Ok, ca să mai eliberăm puțin din inventar. 5 gold, că e rar. Ce altceva, 20 alcool în loc de... nu, că am lăsat niște alcool în chopper oricum. Alcoolul se face destul de greu, știi, de asta prefer să-l iau de la raiduri când îl găsesc. Prefer să iau chestiile pe care nu le... Ok, 20 de telefoane. Chestiile care se strâng greu în principal. Pe alea prefer să le iau. 20 de bolțuri are îmi trebuie. Un engine part. Nu știu ce... Apa, ok. O să las apa. Și o să las și pasta. Și luăm cheițele. Ce altceva? Putem să mâncăm astea? Băi... Na, hai să continuăm. Nici nu știu. Spargem aici? Se pare că după ce spargem asta o să vină imediat the big one. Așa că trebuie să ne grăbim. Ok, n-avem. De fapt, stai că încă nu l-am spart. Am înțeles. Hai să luăm așa și hai să spargem. 88. Ok, 98. Bun. O cameră de metal. Deci aici aș ține băiatul chestiile. Am înțeles. Păi atunci, aș vrea să sparg și furnace-ul de afară, ok? Pentru că s-ar putea să fie, acolo ar putea fi steel. Aici cu siguranță e lemn. Deci, 100% aici e lemn. E fix lângă workbench, cum se numește chestia asta, fix lângă pom. E clar că e lemn înăuntru. Așa că nu știu dacă are rost să-l sparg. Mai bine sparg furnace-ul de afară și orice o fi, nu știu, iau rapid și fug. Cam asta e planul. În rest, nu știu dacă mai am... Nu, cam asta a fost toată baza lui. Bine, e camera aia de metal în care, bineînțeles, n-am cum să intru. Și, na. Ok, nu e un loot chiar... Nu știu ce să zic de tot ce am găsit până acum. Bine. Mă, come on. Da, am înțeles. Shit, mamă. Ok, bun. Cred că putem să
plecăm. Dar nu știu dacă a mai rămas ceva în urmă. Bine, am luat până și engine partul ăla. Cam astea sunt chestiile de care aveam nevoie. Nu știu, poate ați mai văzut că am mai lăsat chestii în urmă pe care voi le-ați fi luat. Nu știu, cum ar fi bolțurile, cum ar fi... Nu știu, probabil mai sunt câteva chestiuțe pe acolo care vouă vi se păreau atractive, dar mie nu, pentru că eu în principal am, uite, spre exemplu, goldul, chiar nu vă recomand să-l luați, să fie printre ultimele chestii pe care le luați, dar pentru că eu deja aveam toate chestiile de care, nu știu, nu prea mai aveam ce altceva să iau, ok? Și deja am ajuns să colectez chestii care sunt pur și simplu rare, chiar dacă n-ai ce face cu ele, le colectez doar pentru că sunt rare, ok? Și am luat goldul, da? Mâncare, pentru că n-am trebuie pentru pipe-uri. Am păstrat M16-le și în chopper ce mai avem? Avem 2 stack-uri de medikituri, un electronic circuit și 18 alcool sau ceva de genul ăsta. Ne apar ca așa. Da, nu știu dacă mai avem ce să facem, chiar nu cred că mai avem ce să facem. Și presupun că da, cam asta a fost cu raid-ul. Trebuie să pregătesc un chest pentru rider, să vedem cam ce o să pun acolo. Presupun că o să pun o grămadă de aluminium wire și o să vorbesc eu cu riderii. Presupun că vreți să vedeți și chestia asta, dar o să le dau, nu știu, cred că 5 bauxite și am scăpat de ei. Și da, fraților, cam asta a fost și cu episodul ăsta din Last Day on Earth, un raid destul de meh, ok? Dar în ultimul timp, cred că în ultimele 2 luni, asta a fost cel mai bun raid de până acum, pentru că m-am făcut, cred că cea mai importantă chestie sunt 20 de pui de aici. Ok, 20 de telefoane, 20 de sticuri. Am chestii de dezasamblat pentru acasă, da? Dar da, fraților, cam asta a fost și cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați butonul de like pentru că m-a ajutat foarte mult. Cam atât am de zis. Eu am fost Racu și în data viitoare. Peace.